Ioana Soare vă prezintă știrile Canal Sud. Bine v-am regăsit la știrile Canal Sud. Iată care sunt principalele știri ale zilei. Femeie din Dormărâm pocălită cu 37.000 de lei după ce a vrut să cumpere acțiuni pe internet. Mai multe detalii la știri. Un accident rutier s-a produs pe raza localității Roseți. Aflați circumstanțele producerii accidentului în câteva momente. Temperaturile extreme și-au făcut simțită prezența și astăzi în Călăraș. Mai multe informații în câteva momente. O femeie de 66 de ani din Dormărunt a căzut victima unor excroși care i-au produs un prejudiciu de peste 30.000 de lei. Metoda folosită de aceștia se numește investment scam și presupune introducerea în eroare a unor persoane cu privire la posibilitatea unor investiții în mediul online. Știe mai multe detalii colegul meu, Alex Tudor. Alex? Bun găsit! Întreaga situație a început în momentul în care femeia a accesat un link al unei reclame privind cumpărarea unor acțiuni și și-a introdus datele personale pe site-ul respectiv. La scurt timp, victima a fost sunată de o persoană necunoscută care i-a transmis că urmează să fie contactată de un expert financiar. Într-adevăr, femeia a fost sunată de o altă persoană, sub îndrumarea căreia și-a instalat o aplicație pe telefonul mobil și a transferat din contul său suma de 1000 de lei. Câteva zile mai târziu, aceeași persoană necunoscută a mers acasă la femeie, moment în care aceasta din urmă i-a înmânat suma de 18.000 de lei. Într-o altă zi, victima a mers la București și a transferat într-un ATM Bitcoin suma de 15.000 de lei sub îndrumarea unui broker. La câteva zile distanță, această femeie a constatat faptul că din contul său bancar au fost efectuate mai multe tranzacții necunoscute de ea în valoare de aproape 3.000 de lei. Astfel, prejudiciul cauzat femeii se ridică la suma de 37.000 de lei. Femeia a sunat însă la poliție, care a reușit să-i prindă pe cei care au pus la cale o asemenea înșelăciune în flagrant. Polițiștii le-au întins acestora o cursă și i-au așteptat acasă la femeie, moment în care au descoperit un autoturism din care au coborât un bărbat de 62 de ani și o femeie de 35 de ani, ambii din comuna Bezdea, județul Dâmbovița. Cei doi au primit de la femeie într-un plic mai multe bancnote de 100 de lei, ce erau inscripționate de oamenii legii. Acum aceștia s-au ales cu dosar penal și urmează ca oamenii legii să decidă ce se va întâmpla în acest caz. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Socialdemocratul Ionuț Stan, unul dintre suprefecții județului Călăraș, se află în centrul unui scandal public după ce mai multe imagini în care acesta apare în ipostaze excentrice au fost difuzate în spațiul public. În imagini se observă cum acesta dansează cu pistolul la spate, folosește un limbaj indecent sau coboară de pe bancheta din spatea unei mașini aproape dezbrăcat și vădit sub influența alcoolului. Până în acest moment, Ionuț Stan nu a oferit un punct de vedere. În urma apariției în spațiul public al imaginilor compromițătoare, Ionuț Stan riscă să fie demis din funcție, asta dacă guvernul va decide că întreaga situație deunează imaginii funcției pe care socialdemocratul o reprezintă. Ionuț Stan a devenit suprefectul județului Călăraș anul acesta pe 4 ianuarie. Ieri, în jurul orei 15, un accident rutier s-a produs pe raza comunei Roseți. O singură persoană a fost implicată în accident, aceasta primind îngrijiri medicale la fața locului. La data de 17 iulie, anul curent, în jurul orei 15:28, polițiștii din cadrul serviciului rutier Călăraș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. În urma primelor cercetări, a reieșit faptul că un tânăr de 20 de ani ar fi condus autoturismul dinspre Roseți către Călăraș, nu ar fi adaptat viteza la condițiile meteo și la carosabilul umed și ar fi pierdut controlul volanului, intrând în coliziune cu un stâlp electric. Din impact, a rezultat vătămarea corporală a șoferului, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Totodată, conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din colpă.
temperaturile extreme și au făcut din nou simțită prezența. Meteorologii au anunțat o zi cu temperaturi extrem de ridicate, în acest sens au emis atenționări de cod portocaliu și cod roșu în toată țara. Și de această dată, județul Călărași se află sub incidența codului roșu de caniculă. În acest interval, valul de căldură va continua să se intensifice. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 42 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice nu vor coborî sub 22-24 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale, transmit reprezentanții ANM. Specialiștii atrag atenția să evităm cât de mult posibil deplasările în timpul zilei, atunci când temperaturile vor atinge valori extreme, și să ne hidratăm corespunzător pentru astfel de fenomene. Primăria Comunei Rosețe a semnat contractul de finanțare pentru rețeaua de gaze din localitate. Proiectul are o valoare de 50 de milioane de lei, iar la finalul său toți locuitorii din comună se vor putea branșa la rețea. Primarul Nicolae Rușnoveanu anunță însă că în perioada următoare vor fi demarate și alte proiecte în comuna pe care o conduce de peste 20 de ani. Primarul Comunei Roseți, Nicolae Rușnoveanu, anunță că a semnat la începutul acestei săptămâni la Ministerul Dezvoltării contractul de finanțare pentru realizarea rețelei de gaze din localitate. Proiectul este unul de mare anvergură și are o valoare de aproximativ 10 milioane de euro. Pe data de 16 iulie, când e și ziua mea de naștere, mi s-a făcut un mare cadou. Adică am fost solicitat să semnăm contractul de finanțare pentru rețeaua gaze în comuna Rosețe. Un lucru extraordinar, știți foarte bine, costă în jurul la 50 de milioane, asta înseamnă cam 10.000 de euro. La semnarea contractului de finanțare alături de primarul Nicolae Rușnoveanu a mers și Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călăraș și al Organizației Județene a Partidului Social Democrat Călăraș. A suferit niște modificări, de-aia s-a și întârziat privind valoarea. În urma licitației a mai scăzut ceva din valoare și este vorba de, am căutat eu ca orice gospodar, atunci când scade în valoare, să scadă din coparticiparea mea la execuția acestui proiect. Pentru că și așa e destul de mare și consistentă, dar nu e bai. E foarte bine că este așa. La finalul lucrărilor la rețeaua de gaze, toți locuitorii din comuna Roseți vor avea branșamentele în fața curților, a mai adăugat primarul Nicolae Rușnoveanu. Acum să vedem că e o discuție și cu privire la aceste branșamente. Proiectantul și-a exprimat 5 puncte de vedere, să vedem pe care le îmbrățișează de strigazul din toate acestea. E vorba de branșamente. Fie sunt pe picioare, fie încastrat în gard, în perete, fie pe gard, fie cu un singur picior, și mai a fost o soluție prin care s-a solicitat să fie branșamentul într-un cămin. Edilul a mai spus că odată cu realizarea rețelei de gaze, Roseți va deveni un punct de atracție și pentru investitori, care vor avea astfel toate condițiile pentru a investi în localitate și pentru a crea astfel locuri de muncă pentru cetățeni. Eu aș vrea să demarez cât mai repede, chiar săptămâna viitoare, ca să am măcar 2 luni de zile de execuție să văd cum se derulează. Pentru că am promisiunea certă că în 6 luni de zile am avut. Da, în condițiile că dacă eu mai funcționam în continuare. În 6 luni de zile era gata și s-ar fi putut ca până în toamnă să fie executată lucrarea. De asemenea, rețeaua de gaze nu este singurul proiect ce urmează să fie demarat în perioada imediat următoare în Roseți. Primăria a așteptat în această perioadă ordinul de începere a lucrărilor și pentru alte 2 proiecte ce sunt finanțate prin Compania Națională de Investiții. Aștept să mi se acorde ordinul ministrului pentru cele 2 proiecte, atât grădiniță cât și dispensar. Sper ca dispensarul să fie chiar săptămâna asta, să mă cheme domnul secretar de stat Stoica și să mi lămâneze, și în momentul respectiv sunt problemele CNI-ului, nu mai sunt ale noastre. Comuna Roseți numără printre localitățile din județul Călăraș în care în toamnă va avea loc o schimbare la conducerea primăriei, după ce actualul primar, social-democratul Nicolae Rușnoveanu, a pierdut alegerile de pe 9 iunie. Noul primar al Comunei Roseți va fi liberalul George Chiriță.
Primăria municipiului Călăraș anunță că pe data de 5 iulie a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, blocurile A15, A17 și N43. Proiectul este finanțat prin PNRR, componenta 5, valul renovării, renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Valoarea totală a obiectivului de investiție este de peste 5 milioane de lei, TVA inclus. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 7 decembrie 2022, iar perioada de implementare este de 36 de luni. Vizita la un cabinet de cosmetică este obligatorie pentru a înțelege importanța îngrijirii pielii noastre, având în vedere că de ceva timp ne confruntăm cu cod roșu de căldură, iar pielea noastră suferă inevitabil. Veronica Ciocârlan, cosmeticiană cu experiență de 10 ani în domeniu, deține un nivel 5 în Beauty Expert și este micropigmentist acreditat Biotech, precum și specialist în epilare progresiv definitivă. Aceasta ne-a oferit sfaturi esențiale și valoroase despre hidratare, protecție solară și utilizarea produselor adecvate pentru a ne menține pielea sănătoasă și radiantă în această perioadă dificilă. Suntem într-un cabinet de cosmetică și ne aflăm aici deoarece pielea noastră, organul nostru cel mai mare, are de suferit în condițiile în care avem cod roșu de căldură de ceva vreme și cu siguranță nu se va sfârși aici. Chiar în acest moment cosmeticiana are pe cineva și ne va explica exact ce proceduri va face și pentru ce anume o pregătește. Este un moment foarte important. Cum spuneam și mai devreme, pielea este organul cel mai mare al nostru și este la vedere. El este făcut să ne protejeze, iar noi trebuie să avem grijă ca pielea să fie în cea mai bună stare. Ce presupune o curățare a pielii? O curățare a pielii presupune o curățare mecanică și o curățare chimică. Curățarea mecanică o putem obține cu o procedură pe care eu o am, se numește microdermoabraziune cu pulbere de diamant. De diferite pilituri mai fine sau mai abrazive se pun la capătul acesta și în aparat cu un sistem de sucție venim și curățăm tenul de pielea moartă și de toate impuritățile care sunt la nivelul feței, gât și decolteu. Cât timp durează această procedură? Această procedură mai mult de 15-20 de minute nu durează. Și la ce interval trebuie să facem astfel de procedură? Intervalul îl stabilim noi. La început, când cineva vine pentru prima oară, trebuie să știe cum se regăsește. Din momentul în care pielea nu mai primește crema așa cum eram obișnuiți sau fondul de ten nu se mai așează așa cum se așează de obicei, este cazul neapărat să facem o curățare. Deci asta ar fi primul pas pentru pregătirea pielii noastre pentru expunerea solară. Mai există și alte tipuri de curățare, puțin mai profunde, se numesc curățările chimice. Aceste curățări sunt pe bază de acizi, pe care nu le recomand în sezonul călduros, pentru că ele subțiază mai mult pielea, iar aceasta va deveni mult mai sensibilă cu tendința de pigmentare. În schimb, tot vara recomand peelingurile enzimatice, naturale, din papaya și ananas. Sunt niște enzime extraordinar de bune care ne ajută atât să înlăturăm pielea moartă, cât și sebumul din interiorul fiecărui por. Cât timp înainte trebuie să ne pregătim pielea pentru sezonul estival? Toată viața trebuie să pregătim pielea pentru sezonul estival. Cu atât mai mult nu există, dar există un minim de timp pe care trebuie să-l luăm, să-l acordăm înainte de expunerea la soare. Pentru că noi curățând fața o facem puțin mai sensibilă și avem nevoie de minim 48-72 de ore înainte de prima expunere la soare. După curățare, trebuie tenul foarte, foarte, foarte bine hidratat. Un ten doar curățat și nehidratat se va usca foarte repede. Deci, imediat după curățare, necesită hidratare. Dar hidratarea aceasta se face și din interior și din exterior. Nu putem să avem doar o hidratare cu niște fiole sterile sau doar cu o cremă hidratantă. Trebuie să avem și hidratare din interior. Noi trebuie să ajutăm pielea în general cu ceva
să intre, cu niște ultrasunete, cu radiofrecvență, cu oxigen hiperbaric, cu niște curenți. Potrivit Veronicăi, hidratarea constantă și protecția solară sunt esențiale pentru a preveni deshidratarea și arsurile solare. De asemenea, utilizarea produselor cosmetice de înaltă calitate, adaptate tipului de piele, poate face o diferență semnificativă în menținerea sănătății și aspectului pielii noastre. În această perioadă de caniculă extremă, îngrijirea corespunzătoare a pielii devine mai importantă ca niciodată. Peste o oră vreau să merg la plajă. Ce trebuie să fac? Nu este indicat peste o oră să mergi la plajă după un tratament cosmetic, dar după cele 48-72 de ore de care am vorbit mai devreme, te vei expune la soare, te vei da cu factori de protecție încă de acasă. Da? Ajungi la soare, mai aplici o dată. Ai intrat în bazin, în piscină, în apa mării, te-ai dus la baie, te-ai mai șters, ai mai tapotat fața, repeți aplicarea factorului de protecție. Cât să fie factorul de protecție? 50 minim. Acest factor de protecție, această cremă sau loțiune, numiți-o cum vreți, ar trebui să o folosim pe tot parcursul anului, pentru că noi ne protejăm și de vânt, și de ploaie, de temperaturi extreme, prea cald, prea frig, prea frigul, vase de sânge sparte, cuperoză, noxe. Mai cu seama că sunt și produse, cum ar fi fondul de ten, care conține... Da, recomand foarte mult fondul de ten. Fondul de ten are o moleculă mare. Niciodată nu va încărca tenul, este greșit spus, domnule, eu nu mă mai achez pentru că mi se deteriorează tenul din cauza... Nu, fondul de ten ne protejează, din potrivă, face bine. Uite, acum noi pregătim un peeling enzimatic din papaya și ananas ca să completăm curățarea noastră. Aș prefera acum vara să aplic această fiolă hidratantă, mai ales pe un ten tânăr, cu ajutorul oxigenului hiperbaric, ca să fie o infuzare directă și de oxigen și de substanța activă, respectiv acidul hialuronic din fiolă. Și repet, ne ocupăm și de gât și de decolteu. Toate vin împreună. Am pus aici o fiolă de acid hialuronic. Da? Se vede? Cu o viteză foarte mică și presiune mică, tocmai ca să nu maltratăm tenul. Marele avantaj la oxigenul hiperbaric este că poate acoperi și zone care cu alte terapii nu pot fi hidratate, respectiv ploapa superioară și ploapa inferioară. E binevenită oricând și pentru ten acnei, și pentru ten uscat, și pentru ten cuperozic. Este un antibiotic în sine. Îl folosesc îndeoseb de acum capăt mult mai puternic la acnea activă la adolescenți și usucă instant, dezinfectează și curăță tenul. Am dat și cu o cremă hidratantă fără factor de protecție, iar la sfârșit ecranul protector, crema cu factor de protecție SPF 50. Pielea nu are capacitate de absorție mai mult de 5-7%, trebuie să o excităm, trebuie să o curățăm cu ceva ca ea să primească mai mult. Tot ce este în plus nu lăsăm. Tot surplusul nu face decât să încarce. Și noi luăm frumos un șervețel și surplusul îl tapotăm. Acel surplus nu va intra niciodată. Pielea a luat cât a putut, restul nu face decât să încarce. Veronica Ciocârlan este dedicată să ofere cele mai bune soluții și tratamente personalizate pentru a ne ajuta să trecem cu bine prin provocările verii. Și ca să încheiem cu care este sfatul cosmeticianului de astăzi? Niciodată cosmetica nu acoperă un rid făcut de ani de zile. Cosmetica se ocupă de curățarea, menținerea sănătății și calității pielii. După există granița cealaltă, medicală, în care unde mergem și ne umplem ridurile, buzele. Cosmetica curăță și hidratează, hrănește tenul. Poate să mai atenueze, sunt anumite verbe, atenuează, ajută, previne.
dar nu repară ceva format în ani de zile. Este foarte important să avem încredere, ca și în orice alte locuri unde mergem, și în școală, și în, la orice alt medic, așa trebuie să avem și încredere în cosmeticianul pe care noi îl alegem după lungi cercetări, așa cum ai spus tu mai devreme. Da, după lungi cercetări și după reclama cea mai bună este cea din gură în gură, adică a fost prietena ta, a fost vecina, a fost, nu știu, mama, sora. Contează ce facem, contează foarte mult ce facem. Cinema 3D2D din Călăraș a pregătit un program cinematografic plin de titluri captivante pentru toate gusturile. Cinema 3D2D din Călăraș prezintă un program cinematografic captivant pentru perioada următoare, oferind pe marele ecran atât filme pentru întreaga familie, cât și producții destinate adulților. Pentru cei mici, în weekendul acesta, și menționez că doar weekendul acesta o să fie, întors pe 2 partea a doua, un film care scoate la iveală toate emoțiile trăite de în copilărie și apoi și în adolescență. O să fie o interacțiune mai puternică a emoțiilor din adolescență și mai puțin a celor din copilărie. Aici războiul dintre părinți și copii întotdeauna a fost și va fi, cred că întotdeauna va fi, dictat de emoțiile trăite de fiecare în parte. Și știm fiecare, am trecut prin copilărie și știm ce înseamnă să ai emoții, știm ce înseamnă să fii invidios, știm de toate, am trecut cu toți prin asta. Ce vreau să menționez este faptul că dimineață, vineri, sâmbătă și duminică îl avem în format 3D dublat și apoi vineri, sâmbătă, duminică, marți, miercuri și joi la ora 17 subtitrat, pentru că avem cereri din partea adolescenților, vor să audă vocile actorilor care au dublat filmul și care au dat voce personajelor, și am avut ocazia asta, am putut să luăm și în format dublat și subtitrat. Apoi, pentru doamne și domnișoare și pentru domn, pentru că actorul principal din filmul de la ora 20 este un bărbat iubit de bărbați, din lupte, a avut mai multe roluri pentru bărbați. Avem o comedie romantică, vorba despre o... Știm că aselenizarea a fost ceva foarte important pentru omenire și președintele Americii s-a gândit el că dacă totuși nu decurge bine această aselenizare, o să fie nevoie de o... de o regie ca să iasă totul ok. Dacă nu merge bine acolo, punem în plan o regie și iese ok și ura, am ajuns pe lună, pentru că visul omului asta a fost să cucerim luna. Așa. Și în weekendul următor o să avem o animație care la fel va decurge doar un singur weekend și dimineață dublat, apoi toată săptămâna subtitrat, Familia Gru, cunoscută, Minionii, toată lumea îi știe și iubește, așa, va veni la noi cu noi aventuri, cu noi lupte între vechii și noi dușmani ai Familiei Gru. Și apoi, după amiază, de la ora 20, o să avem Tornade, Katie, o tânără marcată în adolescență, de fapt în facultate, de o furtună mai puternică, s-a hotărât să vâneze toate furtunile, toate tornadele care străbat statul în care trăiește. Și, ca de obicei, pe rețelele de socializare, întotdeauna suntem mai puternici, mai frumoși, mai deștepți, mai un om iubit de cetățeni din aceste rețele, s-a gândit el că ar putea să o concureze pe tânăra care știe despre ce e vorba și cu ce se mănâncă această meserie, și au făcut în așa fel încât să vâneze și el aceste tornade și ajung la o luptă între ei doi și de aici
și la o trăire periculoasă. Vrem să ne precizați și care este costul unui bilet. Ca de obicei, indiferent de format 3D, 2D, copiii au, elevii, studenții și pensionarii au reducere 12 lei și adolescenții, cei care nu mai sunt elevi, 18 lei. Și cu cât timp înainte își pot achiziționa bilete? Cei, dacă filmul începe vinerea, marțea de dinaintea zilei respective se pun biletele în vânzare. Și, bineînțeles, și în ziua respectivă. Dacă au norocul și găsesc bilete, este ok. Cinema 3D 2D vă așteaptă cu nerăbdare să vizionați aceste filme de excepție într-un ambient confortabil și prietenos. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbec, cunoștințele din străinătate te vor căuta fie la telefon, fie prin e-mail. Este o zi potrivită pentru a-ți aranja călătorii îndepărtate, chiar dacă se pare că deocamdată apar tot felul de piedici în acest sens. Taur, banii și bunurile comune cu alții sunt tema principală a acestei zile. Traversăm o perioadă în care ți se deschid noi variante de câștig prin intermediul altora, dar fii foarte prudent. Ce favoruri ți se oferă acum va trebui să le dai înapoi undeva, cândva, cu vârf și îndesat. Gemeni, relațiile parteneriale sunt provocatoare. Bine ar fi să verifici parteneriatele în care ești implicat sau vrei să te implici. Desprinde-te de cele vechi și pregătește-te pentru altele noi. Ești prea implicat în orice altceva, însă mai puțin în viața de familie. Rac, foarte multă zarvă se anunță la serviciu. Ești foarte ocupat tot timpul, apărând datorii noi, însă plata se lasă așteptată. Sănătatea este vulnerabilă pe segmentele aparatului renal. Leu, ești creativ și demonstrezi mult chef de aventuri. Relațiile sentimentale și cele cu copii îți pot umbri sufletul, dar cu puțin efort și bunăvoință vei depăși totul cu brio. Este nevoie să schimbi atitudinea, concepțiile și doleanțele vis-a-vis de iubire și implicațiile ei. Fecioară, casa și familia îți vor solicita toate eforturile. Este nevoie să te ocupi îndelete de treburile gospodărești. Verifică atent instalațiile de gaze și de apă, deoarece se pot produce avarii greu de remediat. Balanță, ziua te poate pune pe drumuri. Fie că ești nevoit să vizitezi o rudă sau un prieten, fie trebuie să pleci în scop profesional. Verifică atent detaliile călătoriei și evită implicarea excesivă în treburile altora. Scorpion, ești preocupat de câștigurile obținute în urma muncii depuse la un loc de muncă. Ceea ce este culmea este că ai șansa să primești bani, însă totdeauna vin și avertismente legate de cheltuiala acestora. Săgetător, debordezi de energie. Stările tale de spirit sunt fluctuante și asta îți poate crea neplăceri în relațiile cu ceilalți. Ocupă-te serios de trupul și sufletul tău. Programează tratamente de înfrumusețare, ședințe de masaj sau plimbă-te prin magazinele preferate. Capricorn, ar fi bine să fii cât mai discret. Sănătatea este vulnerabilă, însă evită consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale pe cât posibil, deoarece se pot produce erori greu de remediat. La serviciu se țes conflicte ascunse la care ar trebui să iei aminte. Vărsător, este o zi importantă vis-a-vis de relațiile cu prietenii și protectorii. Pe de o parte, unii te susțin, pe de alta spun bețe în roate aceleași persoane. Învingeți temerile legate de aceste relații și continuă-ți drumul vieții exact așa cum îți spune sufletul tău. Pești, vrei, nu vrei, vei avea de-a face cu șefii. Sunt posibile discuții, replici mai mult sau mai puțin dure, iar dacă ai și o funcție de conducere, zarva va fi și mai pronunțată. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată! Acestea au fost știrile zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș și ne puteți asculta întotdeauna pe Radio Voce Scampii. Nu uitați, dacă ați fost martorii unor evenimente care pot deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o zi bună în continuare, ne revedem și mâine!